Deșteaptă-te, române, din somnul cel de moarte, în care te adânciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Reghinul a devenit duminică de 1 decembrie gazda unor spectacole folclorice excepționale, cu participarea unor mari artiști români. Publicul reghinean s-a putut bucura cu ocazia Zilei Naționale a României de prezența interpretului de muzică populară Gheorghe Roșoga, reprezentantul folclorului oltenesc. Solistul s-a aflat pentru prima dată pe meleagurile reghinene. La mulți ani, în primul rând, Reghin, la mulți ani România, sunt pentru prima dată la Reghin și Dumnezeu a dat să vin într-o zi mare, de 1 decembrie, și la 95 de ani și e atâta frig, dar atâta căldură sufletească în jurul meu, încât nu mai simt gerul. Interpretul de folclor oltenesc a fost încântat de primirea care i s-a făcut, dar și de reacția publicului reghinean la cântecele sale. Oameni deosebiți la Reghin, vroiam să-i cunosc oamenii din Reghin, dar mi-am dat seama că au o sensibilitate aparte și trăiesc fiecare cântec, deși eu sunt oltean, am reușit să umblu la sufletele lor cu cântecul și jocul. I-am făcut să joace, i-am făcut să lăcrimeze, pentru că întotdeauna lacrima e de și de bucurie, numai de durere. Îmi pare rău că plec din Reghin, că dacă aș putea să îmbrățișez pe toți locuitorii acestui oraș minunat, văzut că e un oraș vechi, un oraș frumos, mulțumesc celor care m-au invitat, mulțumesc doamnei primar, consilierilor, domnului director al Casei de Cultură, domnului prefect, domnului președinte al Consiliului Județean, și dacă le-a plăcut, aș ruga să mă mai invite să strig Gheorghe, că ei plâng, că suntem umbre pe pământ. Îmi ia multe limba de gură, nu pământ vreau să grăiesc, doar cu ochii îți vorbesc.